timpul plin de energie. Cum creează elementalele și ce este subconștient? Cum este creată personalitatea? Revitalizarea și vindecarea celor trei corpuri. Aceste lucruri sunt combinate cu meditație. Au un program săptămânal de meditație de dimineață, de seară, introspecție înainte de culcat. Deci acest lucru merge în paralel cu un curs. Tipul de practică, de exerciții care sunt mentale și vizualizate. Apoi, ce am observat? La aceste cursuri pot participa și angajații universității. Apare rezolvarea burnout-ului. Sunteți familiarizați cu RSI-ul? Din cauza mouse-ului apar dureri în încheieturi. Sindromul vestibular. Da. Repetitive stress injury. S-au rezolvat. Pentru că dublul eteric nu mai circulă în mod normal prin nervi datorită mișcărilor repetitive pe care le-am făcut. Deminează stresul zilnic. Deci acest lucru este extraordinar pentru cei care muncesc intelectual. Și începe curățarea subconștientului. Acest lucru este cel mai important, de fapt. Da? Acum, al doilea obiectiv este ce ar trebui să învețe copiii la școală. Și asta o practic cu cei mici. Ia observați aici. Este incredibil cu cât stimul extern primesc copiii în jurul. Tehnologia de depresie pentru cei mici. Sunt copii care, la vârste foarte frate, se simt izolați. Sunt foarte depresivi. Foarte mulți copii supradotați sunt etichetați autiști. Deci nu primesc stimulii necesari pentru nivelul de inteligență pe care îl au. Ce le spune învățătoarea Esenia? Studiați tendințele și predispozițiile copilului. De aici îmi dau seama ce are el de experimentat, pentru că fiecare individ care vine în această lume are o lecție. Dacă o să avem timp, o să vorbim despre o altă ocazie. Trebuie să cultivi iubirea și înțelegerea față de ei. Sunt foarte aproape de dimensiunea a patra de unde a venit. A doua. Trebuie să învăț să observe și să se concentreze. Acest lucru este foarte simplu. Îl puteți face în parc. Cu o floare, cu o griză, cu o albină. Este incredibil cât de mult se dezvoltă simțul de observare și concentrare. Apoi, vizualizare prin jocuri. De exemplu, îi pui să gătească. Ai o mică, îți iei un pic de timp și vizualizezi cum realizezi acest lucru. Sau, de exemplu, realizezi cum creezi o situație, să spunem, dacă e fetiță cu păpușile sau copilul cu un autoturism mic și îl plasezi într-o anumită situație și îl spui să vizualizeze cum se rezolve situația. Lucrează extraordinar. Am copii de la 2 ani și jumătate care pot descriu, cunosc trei alfabete. Lucrează cu numere până cu sute și mii. Compară inclusiv milioane. Deci știu foarte bine cum trebuie făcut. Dar este numai printr-o șoacă, care înseamnă observare și vizualizare. Acum, ce credeți că trebuie să învețe copiii la școală? Matematica, algebra, geometria este utilă? Ce zic? Da? Da. Vă mai amintiți formula tangent alfa pe 2? Tangent 2 alfa? Logaritmii mai știți? Transformările mai știți? Nu. La ce ați citat? Ați luat 10, 9, 10, fain. Geografie? Capitala Bhutanului. Le știam. Da. Însă este foarte bine să învățăm despre lume și lucrurile, despre oameni. Ca tot le uităm, observați? Istoria. Stau aici ca să nu se vadă. Pentru că urmă mă trebuie vigorarea Dacia. Ce ține de istorie? Multe. Sunt istoria ce face? Nu face decât să mențină elementalii negativi la nivel de națiune. Atenție foarte mare. Dacă aș spune un anumit tip de popor sau un anumit rat, un anumit vecin, dacă vi l-aș întreba despre el, de exemplu, la Est, nu-i spun numele, ce fel de sentimente aveți?
sau la vest. Ce fel de sentiment aveți? Observați? Da. Nu face decât să regenerăm elementare. Asta nu înseamnă că nu trebuie să trezim conștiința națională. Înțelegeți? Trebuie să folosim gura. De ce? Se amplifică la nivel național. Niciodată să nu spuneți, să nu atacați un popor. De ce? Toți elementarii acestui popor ne dau sentimentul național, care este foarte puternic. A doua. Deci cam 3-4 din ceea ce învățăm nu prea ne ajută. Observați? Apoi. Aici trebuie să ajungem. Nu la parapsihologie. Trebuie să găsim formula în care să-i facem să înțeleagă cum să gândească. Cum să folosească mintea pentru a gândi. Ce mai avem? Să elibereze mintea din starea de sclavă a dorințelor și a emoțiilor. Observați, când ați fost copii, aveați dorințe impulsive. Avem și acum. Observați? Le-am menținut. Deci acest lucru trebuie învățat. Al doilea. Să studieze emoțiile. În fiecare seară faceți o mică introspecție cu ei când se culcă. Este cea mai bună. De ce? Nu lăsați să cadă în subconștient evenimentele pe care le-au avut în ziua respectivă. Observați? Acum, trebuie să învățăm cum să-și îndeplinească anumite dorințe, pentru că dorințele sunt motorul vieții, dar nu cele obsedante. Sunt lucruri foarte simple pe care trebuie să le facem. Nu vă ocupați de lucruri foarte mari pentru ei. Dar crescând în acest lucru, să ajung la chestii fantastice. Experiență proprie. Aplicând aceste tehnici, să ajunge la comunicarea telepatică cu copilul. Să ajunge la schimbarea de sfere de lumină cu copilul. Deci sunt lucruri incredibile, la distanță. Le avem în natura noastră. Nu-i decât să ne antrenăm. Trebuie să fim sever cu copiii noștri? Nu. Deci acest lucru, de ce? Îi va bloca. Foarte multe blocaje pe care le avem din subconștient vin din perioada copilăriei. Și nu le alesăm acest lucru. Nu trebuie să-i pedepsim, mai ales fizic. Da? Avem o măsură de aur care este iubirea. Deci prin înțelegere îl putem aduce și îl putem ghida. Nu controla. Da? Acum, a treia activitate este dezvoltarea personală. Tot ce v-am explicat din învățături, atât de puțin în acest scurt timp, îl avem în aceste cărți pe care le-am tradus și deja le avem publicate. Acum, împreună cu buna mea prietenă Iuliana, am creat o școală de metafizică cuantică. Am vrut să evit cacofonia de la mecanică cuantică, dar de fapt, din întâmplare exprimăm anticul, esenial. Ce vrem să producem? Persoane conștiente de sine, armonios, ancorate în lume. Nimic mai mult. Am structurat această școală pe mai multe nivele. Avem toate manualele, inclusiv partea acoperirii de mecanică cuantică, care, să spunem, mapează conceptele eseniene într-o nouă haină actuală. Și acum, ce învățăm, de fapt? Învățăm să construim arborele vieții în noi. Îl găsiți și în Kabbala, îl găsiți și în Budism. Acest arbore al vieții are două lucruri foarte importante pentru noi. Unu, să ne îmbunătățim starea de sănătate. Cum? Activând centrii de putere și energie, care sunt splina, ficatul, plămânii. Sângele e produs în partea de jos, ficat, splina. Energia intră în noi prin splina. Dacă sunt probleme de conștiință și conștientizare, nu facem decât să acționăm pe acești centri, pe problema principală. Acest lucru le învățăm. Deci stă în natura noastră. Apoi, sunt tipurile de exerciții care creăm prin vizualizare. Seminariile au parte teoretică, practică și o programă de lucru lunar individual. Nu putem, nimeni nu vă va da nicio pastilă. Ca să vă rezolvă toate problemele. Totul este individual. Poate fi un ajutor temporar, dar schimbarea este individuală. Concluzia mea finală. Învățătura eseniană este calea către realizarea de sine și întoarcerea acasă. Unde? Nu există un loc în spațiu, ci realizarea ceea ce suntem.
în vacanță pe această tridimensională. Asta nu spun, numai să se vadă. Cine are urechi să audă. Întrebă. Iulica, am putea să ne descurcăm un pic ca pe Odet momentul, pentru că a fost o prezentare. O așa că, întrebări, să trecem la întrebări. Când începe primul curs aici, în România? Cum? Când începe primul curs în România? A început deja în 1912. În 2010. 2010. Cele două cărți le-ai publicat? Le-am sub formă de e-book. Ar vrea să vă fac o mică confesiune. Știu, o oră jumătate nu este suficientă să vorbim despre noțiuni care durează nu numai, care necesită atenție nu numai într-o viață, ci secole și multe reîncarnări. Însă, aș vrea un singur lucru să înțelegeți. Această învățătură universală este încă aplicabilă și este învățătura pură a ceea ce suntem. Nu există altă cale. Asta este o concluzie la care am ajuns. Toate celelalte sunt fragmente. Dar această cale nu duce nimic la altceva decât la o viață mai fericită pe acest pământ. Asta este țelul. Asta este ceea ce Iisus ne-a prezentat ca învățătură și nimic mai mult. Aș vrea să faceți o distinție între această învățătură și, cum îi spune, instituția religioasă. Această învățătură este foarte accesibilă. Dar trebuie să știm cum să o aplicăm. Aplicabilitatea ei nu face decât să ne îmbunătățească viața zilnică. Chiar dacă, poate acum, aveți dubii. Însă, este ceea ce practic 25 de ani de zile și este incredibil prin ceea ce simt și prin ce am trecut și ceea ce văd cu studenții. Ceea ce văd cu copiii. Deci nu este, nimeni nu este special, nu sunt special, ci este pur și simplu aplicarea acestea într-o anumite limite. Este accesibil. Poate... O să pun, vă rog, o întrebare mai de detaliu. Da, sigur. Ați prezentat un slide cu niște triunghiuri. Da. Și cu triunghiul Bermudelor. Da. Dar n-am înțeles analogia dintre triunghiul Bermudelor. Să vă spun imediat. Hai să ne gândim la ceva. De exemplu, triunghiul complexității modelării se referă la faptul că în momentul în care vreau să modelez un anumit domeniu din realitate, trebuie să înțeleg foarte bine ce vreau să modelez. Comunicarea între participanți este un element esențial. De exemplu, avem comunicare la nivel de individ, la nivel de grup, individ, grup, organizație. Și complexitate. Sunt trei aspecte pe care trebuie sunt negative, într-un sens. Dacă unul pică, celelalte două vor pica. Deci observați, este un fel de negativitate, nu neapărat negativitate, ci un fel de atenționare. Acum, dacă stăm să ne gândim din literatura despre fantastic și despre lucruri extraordinare care se întâmplă pe această planetă, observăm, avem triunghiul Bermudelor. Aproape toți studenții știu despre asta. Și atunci vreau să-i fac un singur lucru. Să asociez acest lucru foarte sensibil în care nu știm ce se întâmplă acolo, observați, cu un triunghi care are aceeași conotație. Deci în momentul în care ei asociază acest lucru cu acel triunghi, de fiecare dată când trebuie să modeleze, apare triunghiul Bermudelor. Deci acest lucru asta înseamnă un elemental. În momentul în care eu, de exemplu, să dau un exemplu concret, am o furie în mine, care furia este prima care trebuie dezactivată. Această furie trebuie să-mi creez un tovarăș care să mă atenționeze când se apropie furia. Muncile lui Hercule ne spun acest lucru. Deci eu, în meditație, creez toată scena în care Hercule omoară leu.
Observați? Observ totul, cum leu este prins, cum rage, cum se luptă. Ce fac eu de fapt? Nu fac decât să pun un subconștient, un gând creativ, care se activează de fiecare dată când apare furia. Acel gând creativ îmi dă soluția cum să mă comport în acel moment. Deci eu pot să creez tot felul de ajutoare care îmi vor atrage atenția când ceva se întâmplă, de care vreau să fiu atenționat. Este exact ca un ceasor. Cu cât pun mai multă energie în el, cu atât el este mai activ. În acest mod creăm gândurile și emoțiile, le punem sub control, astfel încât subconștientul să fie curat. Da? Sunt... O întrebare. Câți dintre alți profesori fac acel început... Am început revoluția. Doamne ajută. Ați început revoluția. Deci, probabil, sunteți câțiva sau mai mulți în... Da, la universitatea dumneavoastră. Nu. Dar noi este un program acum de well-being. Un program în care trebuie să integrăm, și aș vrea să accentuez acest lucru, procesul de învățământ cu spiritualitatea. Deci ca politică sau ca... Ca politică a universității. A universității. Eu făceam lucrul ăsta de mai mulți ani. De cât timp există programul ăsta? Programul ăsta e nou acum. Deci acum, deci am stat de vorbă când am început un pilot la în octombrie, să văd cum răspund, de exemplu, inclusiv angajații. Iar acum ce se constată? Toată lumea este foarte curioasă să înceapă să lucreze cu tehnicile. De ce? Mulți, de exemplu, chiar am o colegă româncă, toți parametrii fiziologici sunt perfecți. Nu poate lucra. Știți de ce? Este subconștient. Acum,